Mihaela Țarnă este proaspătă absolventă a Liceului Teoretic Vasile Alexandrii din Săbăoani. În 4 ani de liceu a luat doar 4 note sub 10, iar media ei generală a fost pe măsură, mai mare de 9,90. Spune că a învăța este ceva normal și că a căpătat drag de carte după ce l-a luat drept model pe tatăl ei. O persoană a cărei pricepere și cultură vastă a impresionat-o încă de când era mică. Mihaela va pleca la București, la medicină militară, în curând. Capitala țării a atras-o dintotdeauna, atât datorită orizonturilor culturale, cât și a oportunităților de dezvoltare a carierei. A luat decizia în luna mai, când reprezentanții Centrului Militar Județean Neamț au prezentat detalii despre această profesie elevilor din liceul de la Săbăoani. S-a antrenat timp de o lună și jumătate pentru proba fizică, iar cunoștințele acumulate în cei 4 ani de liceu au ajutat-o să treacă de hopul admiterii la medicină militară. La finalul vieții de licean, Mihaela își amintește cu drag de medaliile primite, dar și de profesoara ei de chimie, Mihaela Mârze, care i-a ghidat pașii printre formule și i-a devenit în timp ca o a doua mamă, suplinitoare a celei naturale, plecată la muncă în Italia de 13 ani. Tânăra absolventă se consideră și acum un copil. Peste câțiva ani, ca doctor militar, speră să aibă misiuni și în străinătate, dar își vede viitorul acasă, în România. Mihaela visează să trăiască într-o țară în care toți, de la președinte până la locuitorii de rând, să iubească cinstea și dreptatea. Acestea sunt motivele pentru care RomTV îi acordă astăzi Mihaelei Țarnă diploma de excelență și trofeul Gala Absolventului.